Mă bucur că putem să începem un nou studiu biblic cu titlul Odihnă în Hristos. Și subtitlul care avem pentru astăzi este Viața într-o societate de tipul 24 pe 7. Sigur că trăim într-o societate care este foarte ocupată și uh, cumva pusă pe un drum de alergătură. Însă, aș adăuga la acest titlu viața în ultimele clipe ale acestui pământ. Pentru că noi care știm ceasul în care stăm, știm că ziua Domnului este cea care este aproape. Noi știm cuvântul care zice că iată vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei ce se leapădă și cei răi vor fi paie. Și ziua care vine îi va arde, zice Domnul știrilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele de tății și mântuirea sub aripile lui. Deci iată, trăim în anticiparea acestei zile. Da, ea va veni. Și ce bucurie avem că ea vine. Pentru că, chiar dacă va fi o zi de judecată și chiar dacă vedem că în aceste zile în care le trăim nelegiuirea sau nedreptatea a crescut. Cu atât mai mult ne bucurăm că Dumnezeu va face dreptate. Zice în versetul 12, Matei 24, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. După un an și aproape jumătate de această criză, noi putem să vedem exact că dragostea datorită nedreptății s-a răcit. Există familii, am pacienți care nu îngăduie unui copil să vină la ziua de naștere dacă nu și-a făcut testul sau vaccinul. Dragostea s-a dus. Un o particulă, să zic așa, imaginară, a scos dragostea din oameni. A scos sau așa a fost întotdeauna? Iată că în aceste ultimele luni, în mine a crescut dorința unei intervenții divine. Dorința ca Dumnezeu să intervină. În această nelegiuire și fără de lege. De aceea mă bucur că trăiesc în timpul în care aceste, zi, aceste lucruri se vor împlini. Nu va rămâne nici rădăcină, nici ramură. Și satana și urmașii săi. Ei cu toții vor fi învinși și vor fi nimiciți în ziua cea mare a Domnului. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății și mântuirea sub aripile lui. Da, să știți, câți în aceste zile au dovedit temere de Dumnezeu? Pentru că acolo unde faci nedreptate, unde ți-e frică de aproapele tău, acolo N-ai cum să ai temere de Dumnezeu. Pentru că cine se teme de Dumnezeu, nu se teme de aproampele. Cine se teme de aproampele, nu se teme de Dumnezeu. E foarte simplu. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății și mântuirea sub aripile lui. Și iarăși veți vedea deosebirea dintre cei drepți și cei răi, dintre cei ce slujește lui Dumnezeu și cei care nu îl slujești. Da, iubiților, deja am văzut în aceste luni această separare, dar ea va mai deveni mult mai clară cu cât avansăm spre lupta finală, spre furtuna completă în care de-abia am intrat. Se va vedea o deosebire. Și care și cum se va vedea o deosebire? Pentru că unii sunt în odihna lui Hristos, și ceilalți nu sunt în odihna lui Hristos. Cei care pot să stea când valurile merg, când lucrurile merg cum nu trebuie, ei stau în odihna lui Hristos. Pentru că la un inimă. Și s-a povestit acea poveste în lecțiune despre acea fată care nu s-a speriat când avionul a trecut printr-o furtună pentru că ea știa că tatăl ei este la cârmă. Ea era în odihnă. Pentru că dacă tata este la cârmă, trebuie tu să te ocupi de cârmă? Că nu poți să faci nimic când ești în avion. Cel care conduce nava care conduce avionul, el este, are controlul asupra ei. Fata nu reprezintă pe nimeni altul decât pe Hristos, care dormea în mijlocul furtunii, pentru că se odihnea în Tatăl Său. Așa și noi a trebuit să învățăm în aceste zile de criză ce înseamnă să te odihnești în Dumnezeu. Pentru asta va trebui să cunoaștem că ziua Domnului este aproape. Iisus, prin unul din apostolii săi, Petru, scrie așa, Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Iată ce perspectivă. Da. Știm noi ziua Domnului că va veni? Așa spune în Matei 24, la versetul 42 încolo, spune Domnul. Căci vedeați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul case la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Trăim noi în ceasul în care va veni? Să nu trăim în ceasul care va veni. Pentru că atunci când spun că ăsta este ceasul, unii zic așa, au crezut și stră, stră, stră. Moșii noștri, e treaba lor ce au crezut ei atunci. Ceea ce este adevărul, este că acum trăim în acest ceas care se apropie cu pas iuți și tocmai în acest ceas cei care sunt profesioneli niști adventiști sau creștini spun că încă nu este ceasul. Stați liniștiți, fraților. Stați liniștiți. Așa cum zice în Tesalonicen Domnul prin Apostolul Pavel, că despre vremuri și soroace nu aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei ca durerele nașterii peste femeia însăcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Spuneți-mi, credeți că suntem în această zi? Adică chiar scurt înaintea ei? Dacă nu, atunci de ce să ne pregătim? De ce să știm să fim alerți? De ce ne-a avertizat Domnul să vedem? Dacă nu avem nimic de a face cu această zi. Unul dintre președinții noștri de conferință aici în Germania, nu de mult a spus asta, nu este criza finală. Asta este o criză care, da, mai vine, duce spre. Și mi-am pus întrebarea el de unde știe că nu este criza finală. Pentru că atunci când știi care este criza finală, atunci trebuie să o numești, pentru că o cunoști. N-ai cum să spui că asta încă nu este dacă nu știi. Dar ai noștri știu. Știu? Ce știu? Nu știu că Biblia se va împlini exact așa cum Iisus a spus-o în ceasul în care nu v-aș așteptat. Atunci când ziceți pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Dacă biserica noastră, dacă creștinismul, dar hai să luăm doar biserica noastră, că noi ne Considerăm, da, ca și ceilalți toți se consideră că avem adevărul prezent. Dacă biserica noastră ar fi știut adevărul și n-ar fi fost apostaziată cum este, atunci, acum un an și câteva luni, când a început această criză în această lume, ea s-ar fi ridicat și ar fi zis, nu există boală care vine din afară. Boala este un bun individual și nu unul comun. Boala este o călcare a legii lui Dumnezeu. Boala este o problemă și un efect al inimii, nu al unui agent extern. Dacă biserica noastră ar fi avut adevărul și l cunoștea pe Dumnezeu, ea s-ar fi ridicat și ar fi arătat lumina întregei lumi. Și noi astăzi am fi deja gata cu lucrarea pe care am făcut-o. Lucrarea s-ar fi încheiat, pentru că nu va trebui mult pentru ca să se arate Evanghelia întregii pământ. N-am fi fost noi în atenția tuturor deja de un an și ceva? N-am fi fost noi cei prigoniți? Am fi fost, dar am fi fost cei care iluminează prin puterea divină întregul pământ. Lucrarea ar fi fost încheiată, iubiților. Dar iarăși am pierdut ocazia. Numai că Dumnezeu știa că nu habar avem, că nu avem habar de lucrurile care se întâmplă. Știți de ce spunem că asta nu e criza finală? Spunem pentru că noi separăm viața de toate zilele de credință. Adică credința și viața de toate zilele nu are de-a face. Dar bine, că ne ținem noi să nu așa și aia așa, dar toată ziua lucrez pentru mine, sunt ocupat pentru mine și apoi, clar, sâmbătă o țin, că trebuie să o țin sau duminica, mă țin așa numite reguli, dar se separă una de alta. De aceea zice, boala nu are de-a face cu credința. Boala e una, credința e alta. Și în calculul nostru, zicem că criza finală este atunci când devine ceva religios. Când e vorba de religie, atunci ai credința finală. Atunci ai criza finală. Dar nu e așa. Pentru că nu poți să separ viața cotidiană cu credința. E imposibil. Nu poți să separ. Niciodată sănătatea de credință sau boala de necredință. Dar noi o facem pentru că habar n avem. Cu așa un popor să se încheie Dumnezeu lucrarea e imposibil. De aceea vrem în aceste, în aceste câteva luni care le mai avem la dispoziție să ne pregătim pentru că vrem să fim lumina lumii. Dumnezeu își cerne acum biserica, își cerne și scoate în afară pe ai săi, ca ei să poată să dea mesajul și să arate adevărul că Dumnezeu este Dumnezeu și că boala și legile naturii arată că ceea ce spune satana și ceea ce spune știința este o minciună. Situația noastră actuală o știm, este descrisă frumos în Apocalipsa 16, 13 și 14, unde zice și am văzut ieșind din gura balaului, din gura fiarei și din gura falsului profet, trei duhuri necurate ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi. Care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații Pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul Zilei Celei Mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. E fenomenal, nu? Oamenii sunt uh, ușor de impresionați prin semne nemaipomenite. Sunteți cum vă afectați când vedeți atâția morți sau bolnavi sau ce poze vi se arată pe ecrane? Puteți fi impresionați de așa ceva și să vi se spună că acel lucru vine din acea cauză? Aceste de dragi care fac semne nemaipomenite se duc nu numai la toți împărații pământului întreg, ci la fiecare om ca să-i adune pentru războiul celei zilei cele mari a Dumnezeului tot a puternic. Și atunci, noi, ca copii ai săi, care este sarcina noastră în acest timp? Și prima sarcină o avem să nu fim înșelați de minciune celor rău. Adică acele semne nemaipomenite să nu ne impresioneze. Nu trebuie să explicăm orice fenomen. Dar putem explica de unde fenomenul nu vine. Pentru că avem legea. Noi suntem crescuți într-un într timp în care anumite idei le-am luat din copilărie. Ideea contagiunii, ideea. Uh, agenților externi care sunt periculoși. Multe idei le-am preluat, așa am crescut în ele. Ni s-a spus la școală, nici nu ne-am dat seama ce sunt, ce nu sunt, dar noi le-am preluat și le credem. Unul din acele lucruri care toată lumea vorbește astăzi este sistemul imun. Dar cine știe ceva de sistemul imun? Din ce cărți a învățat acest sistem și câtă valabilitate au aceste cărți ca fiind adevărate? Dar cei mai mulți nici nu au citit nimic din aceste cărți. Ei pur și simplu preiau ceea ce au auzit din la școală sau cine știe pe unde și le, le prezintă cu, cu putere. Și acum dacă ai crescut într-un într-o credință, niște lucruri care le-am crezut că sunt adevărate, că au fost uzuale. Și acum deodată vine ceva care le pune pe toate nu la încercare, dar le folosește ca să ducă și să aducă întreaga omenire într-o groază. Atunci ar trebui să mergem înapoi, să zicem, hai să vedem dacă ceea ce am preluat e corect sau nu e corect? Cine are curajul astăzi să pună la îndoială credința, cum să zic, a tuturor în contagiune? Dacă ea se poate sau nu se poate. Cine are curajul să pună la întrebare, oare există vreun agent extern Particulă nano care să te poată îmbolnăvi, să pună în încercare, să, să pună sub semnul întrebării. Odată am o pacientă care a, e mai dificilă, așa, în felul ei de a fi, pentru că vorbesc de ani de zile cu ea. Ea este creștină, adventistă, cunoaște Biblia și cunoaște ei. E deșteaptă foc, așa să zic și iute la minte. Însă este prinsă de frică și de depresie. Și mă sună câteodată și de 12 ori pe zi, nu pot să răspund, dar insistă, insistă. Și evident că răspund când pot, dar în ultima mea conversație cu ea, i-am spus așa, i-am uite, este fenomenal tu pui la îndoială ceea ce îți spun eu. Dar nu pui la îndoială ceea ce ai preluat tu de când te-ai născut sau de când ai citit și ai crescut în religie. Tu de ce ai capacitatea să pui la îndoială acel lucru care vine spre tine și ăla care l-ai preluat deja, nu-l mai pui sub îndoială și zici, hai să vedem de unde vine. Poate să fie ceva adevăr care te aduce în depresie și în frică? Nu există așa ceva. Pentru că ceea ce ne aduce pe noi și vom vedea în odihna lui Hristos este tocmai adevărul, este tocmai a ști legea. Deci, ceea ce mă conduce la disperare, la separare unii de alții, la frică, nu poate să fie adevăr. Dar e fenomenal că nu are capacitatea să vadă unde o duce acele lucruri, nu are capacitatea să pune la îndoială credințele ei care o duc în această stare grozavă, dar pune la îndoială acel lucru, pare, ar putea să o scoată și ar scoate-o din situația în care este. Pentru adevărul o ar face o liberă. E pentru mine un fenomen. Noi, dacă s-a cementat ceva după mult timp, și așa lucrează satana de ani de zile, el știe că, ca să aducă această criză finală, finale, el trebuie să fie lucrat peste generații la ideea și la ideologia care va, îi va duce pe oameni la criza finală. Și de aceea el a construit cu multă chipzuință, a cementat. Pentru că poate știe, nu, el sigur știe cum funcționează spiritul nostru, că dacă am cementat ceva odată, nu mai punem îndoială ce am cementat, ci ce punem la îndoială ceea ce vine nou. Dar dacă n-am verificat ce am cementat aici, dacă corespunde adevărului, atunci am noroc bun. Atunci nimic nu ne mai scoate din, din cementarea aceasta a ideologiei pe care am preluat-o. De aceea, să știți, a trebuit să cunoaștem adevărul perfect, să nu fim înșelați de minciunile celui rău. Ele sunt subtile. Ele arată ca adevăr și ele sunt generale. Adică cum? Unul singur spune altceva decât toți. De câte ori mi s-a făcut această observație? Zice, cine în afară de tine mai spune ce spui tu? Zic, nu contează. Verifică dacă corespunde sau nu corespunde. Verifică dacă este adevăr sau nu. Ce te oprește să verifici? De ce te blochezi dacă unul zice ceva și restul zice altfel? De ce pleci la, de la prepoziția că dacă toți merg într-o direcție, ei au adevărul? De ce nu cercetezi? Nu suntem în stare, pentru că suntem cementați în ceea ce am preluat din copilărie și atunci când vine adevărul, nu-l putem prelua. Îl punem la îndoială, în loc să punem la îndoială ceea ce ne duce la disperare. E fenomenal cum putem fi înșelați de ființa, de eroarea inimii noastre. Dar vom mai vorbi despre aceste lucruri. Și să. A doua, a doua sarcină a Copilului Dumnezeu este să trăiască și să proclame adevărul. Aceasta este scopul pentru care noi acum ne pregătim în acest trimestru să ajungem în acea pace, în acea odihnă a lui Hristos. Pentru ca să putem face acest lucru. Dar haideți să dăm câteva definiții. O câte feluri există? Există, evident, una exterioară și una interioară. Cea exterioară este cea corporală, cum vedem leul că s-a culcat corporal, dar există și o dihnă spirituală în duhul omului și în spiritul omului. Una este vizibilă, cea interioară este invizibilă. Când dormim sau când ne culcăm, trupul nostru are o activitate redusă, dar în odihna interioară, activitatea Duhului este crescută. Adică atunci când noi suntem în odihnă spirituală, noi suntem cei mai eficienți. Putem gândi bine, putem construi, putem face. Dar dacă am fi într-o, într, într hai să zicem, neodihnă, într-o furtună, într-un stres spiritual, nu mai putem gândi normal. Și odihna fizică este redusă, adică dormim noaptea, ne culcăm pentru o zi, ne punem jos un pic. Însă, odihna interioară este continuă. Ea este o stare permanentă. Și evident că cele două case, una construită pe stâncă și cea construită pe, uh, pe nisip, nu au nicio diferență până când nu vine furtuna. Și furtuna în care am intrat ne va verifica. Odihna interioară. Pentru că numai cei care au odihna interioară, ei vor putea sta și vor putea împlini acea lucrare la care am fost chemați. Iată că în Psalm avem, în 91, cu toți cunoaștem Psalmul acesta care uh, zice. Versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, el este locul meu de scăpare și cetătuia mea de mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, el te scapă de lațul vânătorului de ciuma și de pustile ei. Încă n-am avut ciumă, să știți. Ceea ce se întâmplă acum în lume nu este nicio ciumă, dar va veni, cu siguranță că va veni. Și atunci vom vedea Pustirea ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub ale lui, că scut și pavăță este crincioșia lui. În germană zice scut și pavăță este adevărul lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de scuipatul aproape lui tău, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare o mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Acesta este psalmul care descrie copilul Dumnezeu în odihna lui Hristos. Da, acolo sunt săgeți externe, acolo sunt lucruri care vin, dar pentru că toate acelea sunt conduse de Tata, de Dumnezeu, stăm liniștit. Noi avem un singur lucru care trebuie să-l controlăm, inimioara noastră, să știm cum să o conducem. Avem un singur lucru să ne temem de înșelarea inimii noastre. Nu, de nimic exterior nu trebuie să ne fie teamă, pentru că toate acelea sunt în mâna lui Dumnezeu. Ciuma nu trebuie să ne fie teamă, nu trebuie să ne fie teamă de nimic care ne se apropie din afară. Singura teamă trebuie să o avem că inima noastră să nu stea legată de El. Ce înseamnă odihnă? Ea este înțelegerea legii. Nimic nu poate exista sau funcționa de la sine însuși. Deci dacă totul este sub controlul divin, ciuma nu poate să existe de la sine, nu poate să existe nimic fără ca Dumnezeu să o întrețină, atunci putem să stăm liniștiți. Putem să stăm la umbra celui prea Pentru că El ține tot restul sub control în afară de inima noastră. Și dacă noi ne orientăm după El, atunci nu mai facem nimic pentru noi înșine, pentru că după lege nu poate nimeni să facă nimic pentru sine. Și atunci a odihna nu înseamnă altceva decât a fi în lege, a fi una cu Dumnezeu. Odihna în Hristos nu este altceva decât a nu mai face nimic pentru sine. Vom vedea că toată neodihna, toată nepacea pe care oamenii o au, vine pentru că vor ceva pentru sine. Când nu vom mai vrea nimic pentru noi. Nici măcar să fim sănătoși, nici măcar să trăim. Pentru că am înțeles legea. Dumnezeu nu trăiește pentru Sine. Dumnezeu nu face nimic pentru Sine. Așa ne-a făcut și pe noi. Așa a făcut întregul Univers. Să nu facă nimeni ceva pentru Sine. Și fiecare să fie în slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o. Când nu va mai fi vorba de mine, frica și neodihna a dispărut. Avem de, de plină pace. De aceea, Iisus Hristos avea de plină pace pentru că nu făcea nimic pentru sine. Și el știa că toate circunstanțele sunt dependente de Tatăl. El dormea acolo, în corabie. Și când au sculat îngroziți ucenicii, el se uită la ei și le spune ce puțină credință aveți. Adică nu vedeți starea voastră? Vom intra și vom studia în acest trimestru ce înseamnă a ne odihni în Hristos. Asta nu este o odihnă să nu faci nimic din contra. Este cea mai eficientă cel mai eficient agent va fi cea mai mare dezvăluire a caracterului divin în noi, când vom fi prigoniți, când vom sta în fața celor care ne persecută și ne uh, condamnă și ne urmăresc în deplină pacea lui Hristos. Atunci se va revela în noi ceea ce va aduce pace celor din jur care vor primi adevărul. Se va revela în noi acel cuvânt care Dumnezeu l-a spus despre poporul său din ultimul timp. Aici este răbdarea sfinților. Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și cei care au credința lui Hristos. Iubiților, vrem să mergem cu capul sus, și îndeplină pacea inimii spre orice eveniment care ne se întâmplă, chiar spre eșafod, adică orice ar fi. Vrem să fim pe deplin încredințați că totul ce este în afara noastră este în mâna lui Dumnezeu. Doar ce trebuie să fie în mâna noastră este inima noastră și ca acolo noi ne-am prins de Hristos, de adevăr și suntem curățați de orice înșelăciune, atunci vom fi lumina lumii, fie că vom trăi prin persecuție și Dumnezeu ne va apăra, fie că vom trece prin persecuție și vom fi uciși, ce va fi? Din pacea și în odihna în care suntem în Hristos. Nu ne va scoate nimeni. Ce făgăduință, ce perspectivă minunată a viitorului nostru. Amin.